An electoral, pensionarii votează. Este sărbătoare și pensiile s-au mărit. Atunci de ce-i văd la televizor în fiecare zi, când pe Ciolacu, când pe ministra cu corp de control, cum spun, nu s-au micșorat. Vă implorăm să înțelegeți, rugăm și presa să ne ajute să propagăm acest mesaj. Bă, mărire nu înseamnă creștere. Ciolacu le-a înghețat pensiile nevăzătorilor pe motiv că n-au contribuit suficient. Bă, ce om ar face asta? Ce om i-ar spune unui orb, trebuia să te străduiești, bă, mai mult? Ca și minerii, nevăzătorii au primit o decizie în care scrie, și nu în alfabetul Braille, că nu merită nici jumătate din cât iau acum. Voi realizați că omul cu covrigii a gândit-o fix la modul ăștia oricum nu văd mărirea? Asistații sociali? Da! Atâta timp cât văd, chiar și prin noaburi de alcool, pe ce pun ștampila, guvernul-i fără greață! Pentru veniturile dinainte de 2001, trebuie să dai de angajatorul de la care ai plecat, cum pleacă oricine de la patronii români, cu scandal, și să te milogești pentru adeverințe. Cu alte cuvinte, noi ăștia mai tineri plătim prin impozit pe profit sau pe venit și prin TVA mărit o șpagă de 28,4 miliarde de lei pe an și voi nu știți măcar să o dați, mă. Ce mi-ar plăcea ca tocmai pensionarii să vă ardă la alegeri pentru tot circul ăsta. Eu, oricum, cu două zile înainte de alegeri, să știți, toate buletinele pensionarilor de la mine din familie, ascunse. Între timp, a 11.000-a parte a filmului de groază Pensii Speciale rulează impecabil în vile de 4 etaje pe ecrane de 3x4. Sunt mai multe, mai mari, ne mănâncă de vii, au crescut cu 15%, sunt la 1% din produsul intern brut și tot mai cresc. Chiar dacă se dau din bugetul de stat și nu din contribuția specialilor. Chiar dacă 800 de mii dintre români au o pensie mai mică de 1000 de lei. Chiar dacă s-ar sfârși pământul, mă, până la urmă, ele tot s-ar da și s-ar primi bine, mersi. N-am auzit un pensionar special să se plângă că și pe ei recalcularea îl dezavantajează. Bă, până și baba Vanga a prevestit, blocajele de la Comanic și Bușteni vor dispărea în 3708, pensiile speciale nu! Iar Ciocalacu Marcichicea ne întreabă pe pagina lui ce ne dorim noi de la România. Hai, ne-i la mișto, pe bune acum! Află că până și străbunicuțul tău politic era scârbit de asemenea măsuri propagandistice. Să muncească puțin și să primească mult. Asta e foarte greu de continuat în viitor. Am ajuns la 300 de mii de oameni care majoritatea nu au lucrat în sectoare grele de muncă. Și în munci foarte ușoare, dar care se pensionau și primeau posibilitatea de a câștiga mai mult decât câștigau înainte. Mai mult. E foarte greu de continuat în viitor.